Partidul Liberal Reformator este singura formațiune politică ce reprezintă liberalismul în România, după ce PNL a ieșit din grupul Alianța Liberalilor și Democraților din Europa. Biroul politic central al Partidului Liberal Reformator l-a desemnat pe Ion Cupă, președinte al organizației PLR Dolj, dar și coordonator al organizațiilor din zona Olteniei. La PLR Dolj a fost președinte până acum fostul deputat Nicu Marcu. Cu gândurile de a întări organizația, de a crește PLR-ul la Dolj, înființa organizații în toate localitățile și de a pregăti organizațiile din Gorj, Mehedinți, Dolj și Olt pentru alegerile locale din 2016. De ce la Dolj? La Dolj pentru că, fiind coordonator pe zona Oltenia, știm bine că Doljul este capitala Olteniei și posibilitatea să activez și să ajut toate organizațiile, cele patru de care v-am spus, Gorj, Mehedinți, Dolj și Olt. Organizația PLR Dolj are filiale în toate localitățile importante ale județului, printre cei peste 4.000 de membri. Cupa a vorbit și despre statutul partidului, acesta urmează a fi modificat. Nu era schimbată denumirea, dar partidul există și cât de curând o să aibă loc termenele în instanțe, a fi gata. Noua denumire, dar partidul există, mai este sub altă denumire și au fost înregistrate modificările la statut. Atât. Partidul Liberal Reformator are organizații în toate orașele Olteniei, iar principalul obiectiv al noului coordonator regional este acela de a le întări. Ion Cupă este și vicelider al grupului PLR-PC din Camera Deputaților.